Soții Jianu, sărbătoriți serii. Sunteți împreună într-o afacere care practic a durat o viață, cât o căsnicie, nu? Sunteți căsătoriți de? 28 de ani, deci de ceva mai mult timp decât există proiecte. Contabilitatea nu-mi place chiar foarte tare, pentru că știți, unei doamne nu-i place să înceapă să numere, mai ales când se adună ani, nu bani. Bani, da, dar ani nu. Nu vă plângeți că aveți la îndemână instrumentele necesare să mai ștergeți, să mai refaceți contabilitatea? Da, este adevărat. Ce rezumat ați face al acestor 20 de ani? În 3 fraze. Am pornit greu, au fost eforturi mari, am sărit tot felul de bariere sau le-am deschis până la urmă, dar în final, dacă tragem linie, au fost de fapt niște ani foarte frumoși, plini de împliniri și de realizări, mai mult decât poate am visat. Deși am visat mult și mai visăm și acum. N-am avut timp să mă gândesc, dar dacă aș rezuma, pionierat, dezvoltare, inovație și excelență. Adică iubire, dedicație și muncă. Au fost cu siguranță și momente în care v-ați fi dorit să renunțați, să aveți o viață mai liniștită și mai ușoară? Să renunțăm nu, dar să ne mutăm da. E adevărat că am avut aceste gânduri, să vedem dacă în altă parte nu ne putem dezvolta mai ușor. Dar până la urmă, probabil că locul și rolul nostru este aici, în România, cel puțin. Credem în destin. Destinul nostru a fost să facem proestetica și acum să mergem mai departe. Pentru că altfel au fost nenumărate ocazii și oferte de a fi mai ușor. Pentru că a lucra într-un loc unde altcineva se ocupă de restul și tu faci doar medicină, este în clipa asta un lucru ușor pentru noi. Pentru că trebuie să le facem și pe toate celelalte, care înseamnă ansamblul. Dar cred că e foarte bine că e așa. Ați legat în anii ăștia relații ca de familie cu oamenii, bănuiesc. Înțelegem că vă duceți la o nuntă în mai. Da, așa este. Avem programată nunta medicului nostru anestezist. Da, putem să spunem că ne caracterizează acest lucru. Nu suntem un colectiv foarte mare. E mare, sigur că da, dar clinica nu este excesiv de mare și atunci, pentru că ne place să dezvoltăm și relații de prietenie, pentru că sunt bazate pe muncă, respect și onestitate. Și atunci, automat, acestea sunt și criterii de selecție, dacă vreți, pentru echipa noastră. Prin urmare, prietenia urmează sau relațiile extra serviciu urmează în chip firesc și suntem bucuroși de lucrul acesta. O să-l întreb pe soțul dumneavoastră, care este doctor, dar este și bărbat, în primul rând. O să-l întreb ceva ce am întrebat pe mai mulți bărbați și anume, spuneți-mi, vă rog, care ar fi un model de frumusețe feminină care vă inspiră, în afară de modelul soției, desigur? Un model fără nume și care nu se suprapune peste o persoană, cred că este pentru mine și probabil pentru majoritatea bărbaților, din punct de vedere fizic, modelul ancestral al femeii amforă, care înseamnă de fapt șansa cea mai mare de a da generații viitoare, dar probabil că ăsta este locul 2. Pe locul 1 trebuie să fie în primul rând apropiat de modelul actual de lângă mine, adică un om pe care să te poți baza și în momente grele și în momente frumoase și de care să te unească o prietenie pentru o viață. Asta ar fi
ceea ce cred eu că ar trebui să aibă în vedere oricine, orice bărbat ca model feminin. Mici ritualuri de frumusețe, așa ca între noi fetele? Da, puțină toxină botulinică, puțin acid hialuronic, puțin laser și, în general, cred că și viața trăită frumos, așa cum am spus, încercăm să o trăim și cât de sănătos se poate. Cred că, în principiu, acestea sunt bune ingrediente ale, mă rog, unui aspect armonios, să spunem. Dar, sigur, când va fi nevoie, vom face și mai mult de atât. Dincolo de afacere, dincolo de profit, dincolo de impozite, dincolo de TVA și de toate bilanțurile contabilicești și contabile, ce rămâne, cu ce vă mândriți din toată povestea aceasta de succes? Cred că ne-am construit o reputație și cred că și familia noastră are mândrie, se mândrește cu ceea ce a realizat, pentru că o realizare nu este doar a unui singur om, este în spatele oamenilor care suntem noi, stau forțe, forța familiei, forța prietenilor, forța partenerilor și credem, ne-ar place să credem că suntem un model pentru alții care ar vrea asemeni nouă să construiască un business în domeniul medical, să aibă forța să creadă în ei și de asemenea poate, cum spunea și prieten, distinsul nostru prieten Dan Puric, poate să fim contagioși și noi să ne mai molipsim de la alții care au afaceri sănătoase, românești, pentru societatea noastră, pentru România celor de mâine, nu numai aceea de astăzi, ci mai ales pentru România copiilor noștri. Ne mândrim că am deschis drumul în atâtea direcții, că am realizat atâtea lucruri pentru prima dată în România, poate am avut și șansa momentului de după Revoluție, dar mai mult decât asta ne mândrim cu echipa pe care am realizat-o și care a fost alături de noi pentru a realiza toate aceste lucruri. Avem marea șansă să primim bucurie și, într-adevăr, aceste vibrații de la oamenii frumoși care sunteți și care ne-au înconjurat în această seară, probabil că ne-am umplut rezervorul pentru următorii ani. Viața nu este pavată numai cu roze și bănuim că, așa cum am avut momente dificile, vom avea și în continuare. Dar faptul că simțim solidaritate, simțim că e apreciat ceea ce am făcut noi, ne încurajează și ne dă forțe pentru viitor. Felicitări încă o dată! Mulțumesc!